Neața, vă salut, adică trebuie neapărat să vedeți ceva. Ceva ce urmăresc de foarte mult timp. 2 minute, sunt în Germania, o grămadă de compost, cum nu am mai văzut, adevărat. Resturi, cred că de iarbă, strânse, metri cubi, câteva tiruri sunt aici, făcute grămadă, acoperite cu folie ținute așa, cred că câțiva ani, 2-3, după care, în procesul ăsta, uite, la un moment dat, se dă la aer, se desface, nu știu dacă ăsta desfăcut e în etapa de dinaintea ăstuia de aici, dar ăsta de aici e de vis. Credeți-mă, e ceva deosebit. Eu aveam impresia că e hrană pentru animale. Ia uitați ce e aici. Pământ de flori. Uitați cum arată. Uitați cum arată. Să ai atâția metri cubi într-o gospodărie de așa ceva, nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă. Este ceva deosebit, eu doar intuiam unde se poate ajunge cu compostul ăsta, dar uitați-vă câtă cantitate poți să fertilizezi la maxim. Cred că o jumătate de hectar cu ce e aici. Credeți-mă că o să fac așa ceva. Oricum, doar intuiam, dar acum am o idee foarte clară. Prin niște sate pe aici, prin Germania, cum îi fi ajuns, că așa mă duce drumul. Dar o ocazie deosebită. Nu mă mai întind la vorbă. E foarte greu accesibil pe aici, locurile astea, de pe unde am văzut bancuri de la câte unul, ce să întreb, pe cine să... Da, acum chiar am pus mâna și am văzut ce este sub acele folii cu cauciucuri. Am văzut grămezi mult mai mari decât asta, imense. Chiar au o socoteală în ceea ce privește agricultura. Oamenii ăștia sunt un exemplu bun. Eu cred că sunt în stare să fertilizeze însăși terenul ăsta. De ce să crească iarba mai bine? Să mănânce un lapte mai bun după aia. Și așa mai departe. Vă salut! Ne vedem!